Familia lui Iosua a făcut mari eforturi ca să supraviețuiască. Băiatul în vârstă de 10 ani dorea să meargă la școala adventistă din zonă, dar părinții lui nu-și puteau permite să-l trimită acolo. Într-o zi, Iosua și părinții lui au mers la piața din localitate. Pe drum au trecut pe lângă școala adventistă. Iosua a auzit copiii cântând. El dorea să li se alăture, să poarte uniforma lor, să care cărți ca și ei și mai ales să cânte ce cântau ei. Tatăl lui Iosua a observat expresia lui tristă și s-a dus înăuntru ca să vorbească cu profesorul. Împreună, ei au mers la biroul pastorului. Profesorul i-a explicat pastorului că părinții lui Iosua doreau să-l trimită la școală, dar nu-și permiteau acest lucru. Pastorul a promis că va vorbi cu directorul școlii. Apoi pastorul, profesorul și tatăl lui Iosua s-au rugat împreună. Tatăl lui Iosua s-a rugat ca Iosua să fie admis la școală. Pastorul a fost impresionat de credința acestuia și l-a asigurat că Dumnezeu răspunde rugăciunilor făcute cu credință. Dumnezeu a răspuns rugăciunii tatălui în acea zi. Astăzi Iosua este cel mai fericit copil. El poartă uniforma cu mândrie și cântă fericit împreună cu ceilalți copii. Directorul școlii a găsit un sponsor pentru el, așa că părinții nu au mai avut grija plății pentru școlarizare. Iosua studiază cu conștiinciozitate și speră să devină pastor când va fi mare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt la această școală și învăț despre Isus. Liceul Adventist din Aurangabad a fost înființat în 1989 pentru a oferi educație copiilor din toate categoriile sociale. Avem acum 202 copii, dintre care numai 10 sunt adventiști. Școala este una foarte specială pentru că acești copii învață aici despre iubirea lui Isus. Noi ne asigurăm că vin la întâlnire atunci când ajung la școală. Aici au timp pentru închinare. Sunt înconjurați de multe valori din Biblie. Aceasta face ca școala noastră să fie unică. Din nefericire, după 34 de ani de funcționare, este nevoie de îmbunătățiri pentru a spori siguranța elevilor. Lor le lipsește o bibliotecă și un laborator și trebuie să meargă la altă școală pentru aceste facilități. Școala are doar 6 săli de clasă și se învață în 2 schimburi pentru a-i primi pe toți cei 202 elevi. Școala are nevoie de un filtru pentru apa potabilă și înlocuirea mobilierului învechit. Din cauza infrastructurii școlii noastre, mulți părinți nu doresc să-și aducă copiii aici. Ei sunt atrași de școli mai bune. Dar odată ce școala noastră va fi îmbunătățită, sunt sigură că mulți copii vor veni aici și vor cunoaște iubirea lui Dumnezeu. O parte din colecta sabatului al 13-lea va ajuta la oferirea condițiilor necesare pentru școala adventistă. Rugați-vă ca mulți copii să poată obține o educație adventistă de la școala noastră. Vă mulțumim pentru sprijinul acordat prin darurile misionare.